la evenimentul nostru surpriză. Este o mare bucurie pentru noi să vă avem alături în număr atât de mare. Mulțumim pe această cale invitațiilor speciali la eveniment, excelența sa, Consulul General al României la Toronto, doamna Antonela Marinescu. Excelența sa, Consulul Onorific al Moldovei la Toronto, domnul George Oprea. Reprezentanților organizațiilor românești ORCA, AREC, Women of Success și reprezentanților media, Noi Românii, Plus TV, Puls TV și ziarelor Agenda Românească și Acasă. Acum însă, ne-am adunat astăzi aici pentru a sărbători Ziua Culturii, 165 de ani de la nașterea Luceafărului Poeziei Românești și pentru o surpriză pe care o vom dezvălui ceva mai târziu. Fiarbă vin în cupe, spumă ce pocalău. Dacă fiți mândri, astele nu trăiesc. Căci rămâne stânca, deși moare valul, dulce Românie, asta ți-o doresc. Spune-i lumii largi, stragul cu culoare, spune-i lumii largi, spune ce-i poporul mare românesc. Când ți-a plin de sapă, când îi dai zăzboare, dulce României, asta coloresc. În cerul iubirii, în cerul de pace, pe altarul vestei, tainic surizări, ce pe marte în glorii, soa ta să face, când cu napa izboară lumea luminând, iar pe sânul perfum, încă să coboare, curse fericirea, raiul ceresc, tu îl strângi în brațe, tu îl faci altare, dulce România, asta ți-o doresc. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, tânără mireasă, mamă cu amor, fiind să-i trăiască, numai în frăție, ca noștri stele, ca zilei zori. Lasă în vecie, glorii, bucurie, arme cu tărie, suflet românesc, vise, vitejie, fală și mândrie, dulce Românie, asta ți-o doresc. Bună ziua tuturor! Deci, am auzit copiii recitând ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. Sincer, vă spun că mi s-a făcut pielea de găină. Mi s-a făcut pielea de găină, știu. Inclusiv la Ziua Națională, la 10 decembrie, am avut un invitat special pe Dr. George Eliot Clark, poet laureat al Torontoului, deci este cel mai bun poet în momentul de față al Torontoului, care a recitat, dar nu în limba română, din păcate, ci în limba engleză, ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. Și la fel am avut aceeași senzație și atunci, pentru că este totuși... Acum înțeleg, sunteți departe de casă, cu cât distanța crește, cu atât și dorul nostru este mai mare și vă înțeleg perfect. Practic, în momentul de față, chiar dacă reprezint statul român, sunt tot aici cu dumneavoastră, tot departe de țara mea, de România. Exact. Pe 15 ianuarie, de ziua Luceafărului Poeziei Românești, am avut la consulat și noi o seară, în Atunica Petre, cu domnul Popescu, observator. În care a fost o seară extraordinară, într-un cadru foarte, foarte, foarte plăcut, foarte prietenesc, care s-a întins pe foarte multe ore, dar a fost, n-a fost niciun fel de problemă, deci toată lumea s-a simțit extraordinar de bine. Vă felicit pentru ceea ce faceți dumneavoastră aici. Vă felicit, David, deci vă felicit pe toți, rotatici, deci absolut toți organizatorii. Sunteți minunați și în numele Consulatului General al României, la Toronto, vă mulțumesc din suflet pentru ceea ce faceți, pentru mai bună vizibilitate a noastră, a românilor aici, în Canada, pentru păstrarea tradițiilor, culturii și limbii române. Este foarte important. Despre Eminescu, întotdeauna vom spune și niciodată nu va fi de ajuns. Dar trebuie să ne gândim ce am fi, dacă n-ar fi Eminescu. Mă bucur foarte mult că prima dată particip la o activitate de-a dumneavoastră.
fost foarte bucuros în momentul în care am văzut programul acestui club al copiilor care vorbesc limba română, deoarece pentru noi, cei care suntem departe de țară, singurul care ne ține și care ne unește este, de fapt, limba pe care o vorbim. Și dacă în România limba a fost întotdeauna limba vorbită de popor și limba oficială, în Moldova, limba vorbită de popor, de majoritatea poporului, peste 75% dintre cei care vorbesc limba română, nu au avut întotdeauna limba română ca limba lor oficială. Ce te legi în codrule, fără ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ? De ce nu m-aș lege în apă, dacă trece vremea mea? Ziua scade, noaptea crește și frunzișul mi-l răvește. Bate vântul frunza în dungă, și bate vântul frunza în dungă, cântereții mi-i alungă. Bate vântul dintr-o parte, iarna aici, vara e departe. Și se duc pe rând, pe rând, zarea lumii întunecând. Și se duc ca clipele, scuturând aripele. Și mă lasă pustiit, vestejit și amurtit. Și cu dorul singurel, de mă îngând numai cu el. Bravo, Edi, mulțumim! Îl invităm pe domnul Bogdan Stănescu, președintele Orca, să ne spună de ce colaborează cu Rocatici. Vă mulțumim că sunteți aici și e o mare plăcere că avem organizația noastră să fie complementată de Orca Kids. Cum știți, de mulți ani de zile avem Orca Youth și avem Orca Mother, Orca Tese și Orca Social Events. Nu știu câți din voi sunteți canadieni, știu că nevastra mea, din păcate, nu înțeleg în limba română, so, o să o țin foarte, foarte scurt. So, vreau să vă mulțumesc că sunteți aici și vreau să vă urez mult succes în activitățile din Orca Kids. So, thank you again for your help. Invităm acum pe Gabriela Covaș, fondatoarea grupului Rocatici, să ne vorbească despre surpriza zilei. Bună ziua! Pentru cei care nu mă cunosc, eu sunt Gabriela Covaci, deci eu ar trebui să mă introduc, așa e frumos. Nu știu câtă lume din această sală mă cunoaște. Aș vrea să vă spun că sunt foarte emoționată. Spun asta din 2003 în continuu și lumea mă mai crede, dar chiar sunt. Sunt pentru că și vreau să vă spun ceva înainte să încep speech-ul meu de azi, care nu am pregătit. Nu știu dacă ați văzut ca cei care sunteți pe Facebook, în grupul nostru, zilele trecute, ieri sau alte, nici nu mai știu, între două meeting-uri, arătând pe holul colegiului, m-au sunat, datorită unei doamne foarte drăguțe din această sală, m-au sunat Radio România Internațională și au spus, am auzit că organizăm ceva pentru Eminescu și vrem să știm și noi, puteți să ne dați un interviu? Și eu am zis, acum. Și au zis, dacă puteți, da, zic, sunt pe hol. Nu-i nimic, că noi avem stații foarte bune. Dacă puteți vorbiți acum, deci am vorbit, nu știu, 8-10 minute pe hol și mi-a fost frică până seara când am venit acasă. Soțul meu, pentru cei care nu-l cunosc, este foarte green, spun eu, ca să spun sever. Și zic, ascultă tu interviul până-l ascult eu și spune-mi ce nu a fost bine. Și mi-a spus să nu te mai pregătesc niciodată. Atât de bine ai făcut când ai pregătit. Așa că nu mă mai pregătesc, promit. Revenim la club. Cum bine știți, toată ideea asta cu limba română nu este ideea noastră. Nici a românilor, nici a moldovenilor. Este ideea Guvernului Canadian, care plătește un program de susținere a limbii și culturii țărilor din care venim. Un program care a început în 1979, din câte mi-aduc eu aminte. Nu a fost atât de popular. Cei din Hamilton au început cu mult înainte să vin eu. Eu am luat deja, cred că am fost pe 6 sau 7 profesoare care am luat acolo, am continuat acest program.
Pot să spun că sunt mândră pentru că am deschis împreună cu comunitatea moldovenilor din Halton, am deschis limba română, clasa de limba română de aici, din Halton Region. Doar la un an, nici la un an după ce am deschis în 2007, am mai făcut o clasă în care tot din copii de părinți din Moldova și din România, în Milton, tot în Halton, și acum am ajuns deja să ne gândim din septembrie 2015 să deschidem a patra clasă aici în Halton, a cincea să spunem, dacă luăm în calcul și pe cea din Milton, și în Hamilton împreună cu Mirela suntem două clase. Eu mă implic în afară de această limba română de duminică și pot să spun, am început să mă implic mai mult pentru că Mirela a fost alături de mine cam de la începuturile acestei activități al România-Canada-Teach, cum am numit-o în loc Teach-Canada, în 2007. Am început școala în 2006, în 2007 Mirela a venit și a zis, hai să facem un grup de dansuri populare cu cei mici. Am făcut un grup de dansuri populare și de acolo am început cu sărbătoritul Zilei României, Ziua Unirii, Ziua Mamei și tot așa o ținem. Făceam cea mai mare activitate a noastră este sărbătorirea Crăciunului. Oferiți aplauzele dumneavoastră, nu mie, ci Anei, Laurei, Magdei, lui Simona, Mihaela, lui Mirela, care totdeauna a strâmbat pe portină sau acum, așa că este cu spațiu nou acolo. Andrei, care nu este aici împreună cu noi astăzi, pentru că este la schi, și Cătălinei. Ele sunt cele care, și Gabi, și Veronica, dacă a prezentat, am uitat de-a era în față. Gabriela și Veronica, care sunt cele care au pus această acțiune împreună. Și vă rog frumos, merită toate aplauzele voastre, că fără ele n-am putut fi. Am vrea acum să implicăm copilașii cu vârste de peste 6 ani într-o activitate coordonată de Andreea Demirgian. Câteva cuvinte despre Andreea. Ea a venit de curând din România și se alătură inițiativei noastre. Este un nume foarte cunoscut în România, este jurnalist, blogger și nu în ultimul rând scriitor. Două dintre cărțile ei, Călătorie prin Curcubeu și Poveștile domnișoarei Firicel, sunt foarte îndrăgite de cei mici. Ea a pregătit astăzi pentru cei mici un atelier cu tema Mihai Eminescu. Somnoroase păsărele, de la cuibul s-a adunat, s-a ascuns prin rămurele, noapte una. Doar izboarele suspină, pe când codrul negru tace, dorm și florile în grădină, dormi în pace. Trece lăvoda pe ape, între trestii să se culce, vieți înger aproape, somnul dulce. Pesta nopții ferie, se ridică mândra lună, totu-i vis și armonie, noapte bună! Rețineți, dragi prieteni ai limbii române, că spunem și scriem corect a trimite. A trimite cu I după M, nu cu E. Este neliterară forma care circulă, forma a trimite. Spunem corect, eu trimit, tu trimiți, el trimite, noi
trimitem, voi trimiteți, ei trimit, firește, la persoana a treia sau la trecut, la perfect compus, eu am trimis, ei să trimită și așa mai departe. Sunt inculți cei care pronunță eu trimet, el trimete, noi am trimis, voi să trimiteți. Repet formele corecte, eu trimit, tu trimiți, el trimite, noi trimitem, voi trimiteți, ei trimit, eu am trimis, ei să trimită. Deci cu I după M și nu cu E. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că nu ne putem socoti culți dacă facem greșeli de exprimare. Cultura lingvistică este o componentă foarte importantă a culturii generale. Așadar, atenție la modul în care vă exprimați. Pe micul ecran câteva exemple, ca să înțelegeți mai bine ce înseamnă etimologia populară. Unii spun, de pildă, funegru, în loc de funebru, nu? Asociază cuvântul cu adjectivul negru și atunci spun funegru. Forma corectă este funebru. Unii spun căruțabil, gândindu-se firește la căruță, în loc de carosabil, cum este corect. Policlinică, spun unii, pentru că sigur ei se gândesc că acolo se tratează bolile, nu? În loc de forma corectă, policlinică. Li se pare lor că mai bine e să spui policlinică, sau că așa se spune, policlinică, din moment ce acolo te duci când suferi de o boală. Lipsus, spun unii, în loc de lapsus. Am un lipsus, da? Nu-mi vine în minte un cuvânt. Forma corectă este lapsus, nu lipsus, chiar dacă ceva îmi lipsește în acel moment. Unii spun greșit renumerație, deși forma corectă este remunerație, da? Remunerație, nu renumerație. Sigur, în realitate, etimologia populară se poate întâlni în exprimarea oricărui vorbitor, nu numai în aceea a oamenilor simpli, din popor. Pentru că, sigur, am un lipsus, spun și persoane care se prețuiesc foarte mult. Hai să ne referim puțin la ce s-a întâmplat aici, în Toronto, de exemplu. Știu că ai participat, eu din păcate nu am fost în Canada atunci, am fost plecată din țară, dar știu că ai fost la da, alegeri. Da, așa este, am participat la turul 2 al alegerilor prezidențiale, la consulatul român de pe Richmond Hill în Toronto și coada la consulatul român a fost de aproximativ 4 ore, dacă bine mi-amintesc, coadă înșiruită pe trotuar în fața clădirii, continuată în holul principal al clădirii, la parter, continuată la etajul 11, de jur împrejur, acolo unde consulatul român își are birourile alături de alte firme. Deci se vorbea românește, ca să înțeleg. Da, se vorbea românește. A fost o coadă, deși lungă și pe o vreme friguroasă, cu, să spunem, cu lapoviță și ninsoare, așa în termeni meteorologici. A fost o coadă civilizată și în care românii au stat civilizat la coadă și cu răbdare, astfel încât am înțeles până în cele din urmă, până la ora închiderii, orele 21, au reușit toți cei circa 3.100 de români să-și exercite dreptul de vot. Coada din Toronto, spre deosebire de cozile din capitalele europene la aceste alegeri, a fost ceva mai mică, spunem 4 ore, da? Dacă ne gândim la o comparație cu Stuttgart, Londra sau Torino, unde cozile au fost de circa 10-11 ore. O explicație posibilă pentru acest lucru ar fi faptul că românii care au trecut oceanul în acest proces al emigrării sunt mulți dintre ei ceva mai rupți de realitate, de realitățile din România. Suntem mai departe, sunt puțin, depărtarea și emigrarea. Am considerat mereu că emigrarea în Nord America este într-o anumită măsură diferită de emigrarea în Europa de Vest, prin aceea că această emigrare aici este oarecum definitivă, extrem de puțin se mai întorc înapoi, pe când românii plecați în Italia, Spania, Germania, Franța sunt români plecați la muncă, exact, pe o perioadă determinată de timp, 2, 3, 5, 7, 8 ani,
Însă legăturile cu țara mamă nu sunt rupte complet. Sigur. Ei vin de sărbători acasă, ei țin legătura cu familia mult mai strâns, au copii acasă, au părinții și, cum spuneam, vin de mai multe ori pe an acasă. Legătura cu România este cordonul acela umbilical, nu este tăiat. Și de aceea participarea lor a fost în număr imens de mare în aceste capitale și orașe europene. Spuneam, revenind la Toronto, la alegerile organizate în Toronto, un amănunt care am vrut să-l precizez, în afară de admirabila organizare și disciplină a cetățenilor care s-au înșiruit la această coadă de 4 ore, a fost și faptul că o parte din cetățenii români aflați la acea coadă mare electorală, au putut să-și exercite dreptul de vot și în condițiile în care au avut pașaportul românesc expirat. Consulatul român le-a pus la dispoziție titluri de călătorie și un lucru admirabil, am văzut în fața mea cetățeni români cumpărându-și acest titlu de călătorie, pentru că nu a fost eliberat pe gratis, a fost suma de $92, costul unui titlu de călătorie. Era motivația, de fapt, românilor de a participa și de vota. A fost un lucru extraordinar. Probabil ne gândim că mulți din acești români nu au mai folosit acel titlu de călătorie la nimic altceva. Sigur că da. Doar pentru a-și putea exercita dreptul de vot, au cumpărat acel titlu de călătorie, $92, ca să-și poată exercita dreptul de vot. Este un lucru deosebit. Un alt lucru am vrut să-l mai evidențiez aici vis-a-vis de românii din diaspora canadiană care ar vrea să-și exercite dreptul de vot și nu pot. Spuneam că la Toronto au putut să-și exercite dreptul de vot circa 3.000 de români. În total, în Canada există doar 4 secții de votare, la Toronto, Montreal, Ottawa și Vancouver. Însă trebuie spus faptul că sunt multe alte comunități de români în state precum Saskatchewan, în Manitoba, în orașe precum Regina, Calgary, Edmonton, comunitatea românească este număr mare și pentru acești oameni este aproape imposibil să-și exercite dreptul de vot. Nu este niciun caz, nu se poate nici măcar acea măsură relativ, să spunem, obraznică pe care domnul Meleșcanu, numit ministru intermediar între cele două alegeri, între turul 1 și turul 2, o sugera românilor din Paris, și anume să plece la Lyon să voteze. Cu trenul, 380 de kilometri aproximativ, între Paris și Lyon. Ei bine, pentru Canada nici măcar această sugestie nu este posibilă, întrucât distanțele între Edmonton și Vancouver, între Regina și Toronto, Regina și Ottawa sunt imense și este aproape imposibil unui român să voteze în aceste condiții. Sigur, există o soluție și pentru aceste lucruri. Din nou, această soluție nu s-a vrut de către gruparea PSD-istă, și anume introducerea votului electronic. Prin introducerea votului electronic, orice român aflat în cea mai lăturalnică comună sau localitate din nordul Albertei, să spunem, are acces la să-și exercite dreptul constituțional de a vota. Nu vom afla vreodată
s-a sfârșit deodată, când oare am uitat? A rămas timp e cineva să poată să creadă în trecut singur acum. Aici sunt doar eu, locul tău liber, sunt singur meu. Te caut din nou în noapte târziu, aproape de stele, aș vrea să fiu. Nu vom afla vreodată, spune-ți! Când s-a sfârșit vreodată, când oare am uitat?